21 de la ora 17 și 15 va începe Barcelona-Valencia, apoi confruntarea din Liga 4, Steaua Rapid, iar aici Gazmetan deschide scorul cu o execuție perfectă a lui Rondon, al patrulea gol marcat în acest sezon. Centrarea perfectă venită din flancul stâng de la Bușu. Minutul 30, Gazmetan deschide scorul. Scrie venezuelanul Mario Rondon. Iată cât de bine curge această fază pe tușă, duce Bușu mingea, se desprinde acolo demarcajul, de altfel destul de generos al lui Dima. Marius Constantin lasă mingea să cadă acolo, ce greșeală și este gol! Cine altul? Otilo Hodnod. Tocmai vorbeam despre el, are statut de erou aici. Intrat pe teren de doar câteva minute, Otilo Hodnod profită de greșeala apărării gazului. Iată, ce spuneam, gazul nu are o defensivă de speriat, numai că nu a fost atacat acolo unde trebuie. O greșeală mai degrabă neforțată a apărătorilor medieșeni, iar în minutul 69 Cepci restabilește egalitatea. Iată și Bușu și Marius Constantin se invită reciproc acolo. Bușu cere faul, însă pe cât l-am lăudat pe Bușu aici, greșește mult. Centrare destul de bună, gol! Simonovski! Cepci dă lovitura în prelungiri. O recentrare acolo, de fapt o reluare spre poartă, urmărită de Simonovski. Iar Cepci poate să obțină 3 puncte numari enorme. Cepci ar urca pe locul 3. Iată aici Ghinga recentrează perfect.